Bună, sunt Vivian. Vreau să-ți spun ce înseamnă NLP pentru mine. Înseamnă o schimbare de gândire, în primul rând, de reorganizarea întregii mele vieți și tot ceea ce pot să rezolv, să-mi împlinesc prin acest lucru. Adică înseamnă o schimbare de atitudine. Există o piramidă, efectiv, în funcție de toți parametrii pe care ni organizăm noi viața noastră, majoritatea lor inconștient. Ideea e să fie conștientizați acești pași și în momentul în care reușim să conștientizăm lucrurile care nu le-am făcut bine, de fapt răsturnăm toată această piramidă preorganizată, presetată în noi și o facem să fie așa cum ne dorim noi, adică să meargă spre un țel, un lucru spre ceea ce ne dorim noi. Poate că fiecare are un lucru pe care și-l dorește. Unii o familie, o mașină, orice. Efectiv, orice. Nu există limite la orice ăsta. Orice însemnând, orice ne face nouă, bine înșine și tuturor celor care ne înconjoară. Prieteni, familie sau apropiați. Iar toate aceste lucruri se pot întâmpla prin NLP, prin reorganizarea gândirii noastre care să devină permanent dusă spre un cel pozitiv, putem să-i spunem, dar de acolo o să pornească tot ceea ce ne derivă din imaginație, din stări, din fapte, din emoții, toate să ajungă, să convergă într-un singur sens. Ceea ce ne dorim noi și ceea ce ne primește viața. Ce pot să spun eu prin câteva din experiențele care le-am realizat la Centrul NLP din Oradea sunt lucruri care mi-au ieșit din trecut, din amintiri, care m-a făcut să am stări sau emoții negative și care să mă definească printr-un anumit comportament al meu sau printr-un anumite stări care mi se declanșau instant în momentul în care ceva se întâmpla. Iar aceste lucruri s-au realiniat, s-au liniștit, s-au pus fiecare la locul lor și de aici încolo simt că pot să merg mai departe fără o limită, fără o barieră în cale, fără ceva care să mă țină, fără să știu nici eu de ce, dar care să mă țină undeva, acolo jos, de unde să știu că nu se poate. Dimpotrivă, chiar se poate. Ai sentimentul ăla puternic în care simți că poți să te duci unde vrei, meriți să mergi încolo și poți, prin capacitățile proprii, nu trebuie să te ajute nimeni. Poți tu singur să faci efectiv ceea ce simți. Și ăsta e un lucru care pe mine m-a frapat efectiv. Mă frapac sentimentul de libertate în care deja simt că pot să mă duc spre niște lucruri care mi le-am dorit de ani de zile și care acum, efectiv, nu numai că o simt, o trăiesc ca stare și aștept efectiv doar să se întâmple. Parcă ar fi un miracol care știi că se întâmplă așa cum urmează. Exact asta e starea care ai. Și toată treaba asta poți să faci într-adevăr prin NLP. Se pot schimba inclusiv convingerile, valorile personale în care credeai că crezi, poate îți dai seama că crezi datorită unor lucruri învățate de mult, de la părinți, de la bunici sau învățate din familie, fără să dai seama nici măcar de ce. Și ulterior, conștientizând ceea ce vrei tu de fapt, ajungi să schimbi niște convingeri și valori, inclusiv tu ca entitate te vei redefini și te vei vedea mult mai bun, mult mai frumos și mult mai capabil să faci orice îți dorești. Și cam în asta constă NLP.